Bine v-am găsit la primul episod din dialogurile Caiete Silvane Online, un nou proiect al revistei Caiete Silvane, prin care vom încerca în fiecare lună, sper eu, să avem un invitat care să poată să spună lucruri interesante, lucruri pilduitoare dinspre această zonă foarte frumoasă, zic eu, a culturii. Astăzi îl avem ca invitat pe profesorul Mirel Matiaș. Bună ziua. Bună ziua și bine ați venit sau ați revenit la Centrul de Cultură și Alte Județul Sălaj, astăzi în calitate de intervievat. Acest proiect are ca partener Media Magazin Sălăjan, Graiul Sălajului, Sportul Sălăjan, Reporter pur și simplu, Sălăjanul Info și ZTV.ro. Pentru cei care încă nu știu sau au uitat, le reamintesc faptul că revista noastră Caiete Silvane este parte a Centrului de Cultură și Arte a Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj. Ne puteți găsi pe site-ul nostru, caietesilvane.ro, și pe paginile de Facebook ale instituției noastre. Câteva cuvinte despre Marius Mirel Matiaș, născut la 19 februarie 1972, aproape de 50 de ani. Da, în curând. O să vă întreb și cum vă simțiți la 50 de ani. Locul nașterii Cluj-Napoca, studii liceu de matematică fizică în 1991, facultate de matematică și informatică din cadrul UBB în 1995, studii postuniversitare de informatică aplicată și programare la Universitatea Tehnică din Cluj, masterat în management educațional în 2007, profesor de matematică la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Zalău, din 1995, inspector de specialitate matematică la Inspectoratul Școlar între anii 2007-2010, inspector școlar general ajung la Inspectoratul Școlar de Sean Sălaj 2010-2011, a fost pentru un an școlar și director la Colegiul API din Zalău. Este membru în Societatea de Științe Matematice din România, filiala Sălaj, membru al Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, este blogger, are un blog Photo Travel pe care vă invit și pe această care să îl vedeți. Unde a publicat peste 750 de articole din vari domenii, istorie locală, turism, evenimente culturale, fotografie. În alte proiecte în care este implicat, amintesc aici, sunt foarte multe, amintesc deci câteva dintre ele, Hoinar prin Sălaj, Sălaj 100, Viața este viață, Fotografia săptămânii. Este de asemenea autor de cărți, o să discutăm despre asta și la momentul potrivit. În ultimul rând este colaborator al editurii noastre Caiete Silvane, la Sălajul la Centenar, cât și la monografia Istoria Sălajului în Caiete Silvane. Este de asemenea, sau a fost, și cred că va mai fi moderator de emisiuni, participând la diverse emisiuni pe teme culturale sau educaționale la diverse posturi de radio, o activitate complexă și de care a pornit de la matematică. Până la urmă, cât e matematică ceea ce faceți? Matematica e meseria. Meseria mea de bază. Adică, din matematică îmi câștig existența. Sunt profesor și mă mândresc să spun asta și nu mi-e teamă să spun. Sunt profesor de matematică, îmi place ceea ce fac. Nu cred că mă văd făcând altceva. Celelalte sunt în timpul liber. Sunt proiecte de timp liber. Bun, dar totuși sunteți pasionat. Sunteți unul dintre cei mai importanți promotori culturali și turistici ai județului Sălaj. Acum, eu vă mulțumesc că folosiți astfel de cuvinte. Nu cred că ar trebui... Cred că fiecare trebuie să-și facă datoria. Și nu vreau să se supere nimeni. Adică instituțiile să-și facă ceea ce trebuie să-și facă. Iar dacă, știu eu, o instituție culturală sau o instituție care are fișa postului promovare turistică face ceea ce scrie acolo, noi ceilalți, că pe lângă mine mai sunt și alții, putem aduce eventuale completări. Nici într-un caz nu ne substituim unei instituții care trebuie să facă exact ce scrie în fișa postului. Ați bătut în lung și în lat județul Sălaj. Este așa de frumos cum vrem noi să fie? Depinde cum îl privești.
Eu zic că da, pentru că prin fotografie, și o să ajungem probabil cu discuția noastră și la fotografie, datorită fotografiei a început totul și prin fotografie poți să vezi județul Sălaj și să-l aduci în zona aceea în care să spunem că este un județ ce merită vizitat. Și când spun acest lucru, am și câteva argumente. Dacă un coleg de-al meu, profesor de matematică din Rădăuți, vine să vadă județul Sălaj, că a citit la mine pe blog sau că a văzut pe alte publicații sălăjene, trebuie spus clar, nu sunt singurul care fac așa ceva, atunci efortul nostru merită. Deci prin fotografie a început totul și evident, dacă vrei să vezi frumusețea, vezi frumusețea județului Sălaj. Nu înseamnă că totul e perfect. Undeva oamenii așteaptă un fel de turism, să-i spunem, extrem. E vor locuri mai călduțe, mai aproape de un confort, să spun, hotelier, și aici nu stăm chiar prea bine. Nu stăm bine deloc. Nu stăm bine deloc. Sau dacă stăm, pentru că au apărut diverse pensiuni, chiar și mediul rural, povesteam înainte de emisiune de una dintre ele, probabil contextul acesta pandemic care a dat mari bătăi de cap în domeniul Horeca, parcă se numește, nu? I-au cam făcut să-și mute gândurile în altă direcție, să se reorienteze. Sperăm să nu țină mult și să revină. Duce în lipsă, într-adevăr, de turiști. Județul Sălaj a avut multe proiecte de promovare turistică, unele făcute profesionist, chiar de Consiliul Județean, și trebuie spus acest lucru clar și răspicat. Nu știu dacă s-a făcut o cuantificare a numărului de turiști care au venit și dacă ceea ce s-a investit oarecum se justifică. Nu trebuie înțeles greșit. Evident, e bine că se modifică și se modernizează infrastructura turistică, dar s-ar putea să mai avem de lucru în a-i aduce pe turiști. S-ar putea încă ei să rămână cu vechea impresie că avem drumuri proaste, ori nu e așa. Cred că în regiune Sălajul are cele mai bune drumuri. Mergeți în Satu Mare. Mergeți până la Baia Mare, în Marea Mureș. Noi avem încă drumuri bune. Avem infrastructură turistică, ceva mai trebuie, nu știu ce. Poate alții ca mine, poate, știu eu, ceva mai trebuie făcut. Că, într-adevăr, dacă tragem linie, dacă ne uităm pe statisticile Institutului Național de Statistică la capitolul Turist Sălaj, nu cred că stăm prea bine. Am fost parteneri și cred că vom mai fi, cu siguranță, la tabra de fotografie Sălaj și Musețe, Tradiție Poveste. Am încercat împreună să aducem fotografi din alte părți, adică din alte părți ale țării și din lume, prin care să încercăm promovarea județului și în acest fel. Da. Eu consider că acel proiect e de impact. Atâta timp cât fotografii realizate în Sălaj ajung să fie expuse, apoi și premiate la diverse saloane internaționale de profil, cred că e un câștig. Dar nu e suficient. Nu e suficient. Fotografii vin, își fac fotografiile, adică noi mai avem mult de recuperat. Vedeți, suntem aici în umbra Maramureșului. Când zici zone turistice importante din țară, zici în Maramureș, la un moment dat inevitabil. Cu toate că noi avem, statistic vorbind, mai multe biserici de lemn decât ei. Ama, de ce ale noastre sunt mai puțin promovate și cele maramureșene o parte sunt chiar în patrimoniu UNESCO, e de discutat. Nu știu dacă eu sunt neapărat în măsură, da? Aici o discuție importantă și cred că putem să punem asemenea întrebări, pentru că suntem la o emisiune de dialoguri culturale și așa vreau să rămân. Da? E o întrebare importantă. În ce măsură cultura, cultura adevărată, cultura reală, cultura intrinsecă a unei zone, a unei țări, poate să fie un motor de dezvoltare a acelei zone? Cu siguranță este și trebuie să fie un astfel de motor. Economia, din sumarele mele cunoștințe, are mai multe domenii. Învățământul este unul dintre ele, poate nu-i momentul să discutăm despre învățământ, sănătatea, turismul. Deci, automat, când zici economie, trebuie să o împarți și ajungi la turism. Turismul poate fi unul din motoarele dezvoltării. Turism, iar apoi domeniul cultural. Cred că cele două ar trebui îmbinate, ceea ce reușim noi prin tabela de fotografie. Termenul cultură,
Este foarte, foarte vast și foarte, nici nu știu unde să-l aduci. Ce caută un profesor de matematică în domeniul culturii? E de discutat. Caută pentru că face fotografie, deci de bună calitate. Mulțumesc. Și scrie, sunteți unul dintre cei mai abili, buni scriitori, să spun așa, ai aceste părți din țară. Ați făcut, să spun, mini-studii monografice, să le spun așa, și despre revista noastră și despre alte lucruri din județul Sălaj. Pentru mine, cel puțin, acest aspect al activității noastre este surprinzător. Și pentru mine a fost la fel de surprinzător. Toate au un început. Dacă timpul ne permite, foarte pe scurt, o să spun că totul a pornit în momentul în care m-am întors la catedră, după ce am ocupat 5 ani de zile postul la inspectoratul școlar. O perioadă frumoasă, de care mi-e dor, recunosc. Ei bine, după aceea m-am trezit dintr-o dată cu foarte mult timp liber. Și n-am știut cum să mi-l umplu. Eu nu zic că n-am mai scris până atunci, dar erau niște scrieri din astea care pot fi catalogate destul de, știu, simpliste, puierile chiar. Da, ceva încercări de poezie, de... Mă rog. Așa. În momentul când m-am trezit cu foarte mult timp liber, ideea de fotografie probabil exista undeva, că nu pic așa din cer. Deci, făceam fotografie ca oricine care merge în excursie și vrea să ia cu el o parte din locurile vizitate. Dar când m-am trezit cu foarte mult timp liber, acum foarte mult timp liber comparativ cu ce a fost înainte, că până la urmă s-a constatat că nu e atât de mult, tot 24 de ore, dintre care 6 sunt la școală și încă 2-3 acasă ocupându-mă de matematică și de elevii mei pentru a doua zi. Ei, în restul timpului, așa zis, liber, am vrut să fac ceva în domeniul acesta de promovare turistică. Sigur, inspirându-mă de la alții care o fac la un nivel profesionist. Când spun profesionist, înseamnă că, virgulă, câștigă bani de acolo. Eu nu am câștigat bani de acolo și nici nu mi-am propus. Poate că ăsta este farmecul, nu știu, îmi place să spun că o fac din pasiune. Acum, sigur că și pasiunea asta are limitele ei. E bine, în momentul când am început să mă documentez despre anumite zone, știu eu, prin Sălaș, prin țară, pe unde mergeam, mi-am propus ca tot ceea ce scriu, în sensul de referințe turistice, să le spunem așa, review-uri turistice, să fie soțite de fotografii făcute de mine. Aia a fost un pariu pe care mi l-am făcut și l-am câștigat. Adică e deranjant să și vorbesc și de publicații serioase, nu neapărat sălăjene. Să ai un material și să iei o poză de pe net, să-l ilustrezi. E jenant, din punctul meu de vedere. Acum se ia direct de pe Facebook. Se ia direct de pe Facebook, da. Fără să cer voie. Fără măcar să cer voie. Sau fără măcar să spui cui aparține fotografia. Dar, în fine. Ei, și atunci au început să se îmbine. Probabil că exercițiu, ca la matematică, nu? Cu cât rezolvi mai multe exerciții, cu atât vei ști să te desfășori mai bine pe viitor. E un exercițiu și scrisul ăsta. Probabil. Nu știu dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, dar da, scriu, îmi mai vine câte o idee, o mai pun pe hârtie. Mulțumesc pentru faptul că o parte din gândurile mele, eseurile mele sunt publicate în Caiete Silvani, ceea ce eu cred că pentru mine personal e o realizare. Acum, na. Sunt speciale eseurile dumneavoastră și pentru că vin într-o zonă a exactității, a matematicii, să-i spunem așa, dar, deci merg dincolo de această exactitate, într-o zonă mai ascunsă, să-i spunem, dar care este deschizătoare, deci de noi sensuri. Da, nu mă pot rupe de meseria mea, e clar. Adică și în fotografie, și în ceea ce scriu, și în modul în care gândesc, e un spirit matematic. Asta e. Așa am fost format și așa sunt format. Și probabil că nu o să pot. Nu o să fiu un poet bun niciodată. O să încerc să pun în versuri, am mai foarte ușor, știți? Că poezia asta, cum se spune, postmodernistă, da? Sau modernă, nu știu dacă termenul e foarte potrivit, în fine, poți să scrii ce vrei și cum vrei, fără nici măcar să-ți pese de semnele de punctuație.
Adică, dacă îl iei pe Eminescu și vezi niște rime colosale acolo, păi eu nu pot să le scot. N-am de unde să le scot. Mi-ar trebui mult să mă gândesc. Dar așa să pun niște rânduri care, într-o formă care să-i zic eu poezie, s-ar putea să meargă. Ai o discuție întreagă aici. Despre... Sigur că da. Sigur. Despre noua poezie nouă. Dar nu aici e, nu cred că aici e important să discutăm astăzi. Și anume despre ceea ce este dincolo de lucrurile care ne mănâncă zilele, de acest acest purgatoriu social din România, care pur și simplu de multă nu doar că este distrugător, este umilitor. În ce măsură ceea ce faceți aveți convingerea sau aveți impresia că vă mântuiește de ceva, că vă scapă de ceva, că vă înobilează cu ceva. Da. Dacă mă uit, dacă m-aș uita toată ziua la televizor și dacă telecomanda mea ar fi blocată pe un singur canal, aș ajunge în termen scurt să fiu îndobitocit cu ceea ce mi se dă de-a gata acolo. Atunci am făcut altceva. Am evadat din cercul ăsta, că intri într-un cerc vicios, am evadat și nu mă uit la televizor. Mai nou, nu mă mai uit la televizor. Sigur că sunt la curent cu toate celelalte, că încă nu m-am reușit să există mă rup alte și de, informare, și de alte surse de informare. Și fire să rămân informat, nu poți să fii chiar pe din afară. Dar exact așa e și cu partea aceasta. Dacă nu mă uit la frământările sociale din jur, sigur că trăiesc în mijlocul evenimentelor. Nu pot să le ignor. Dar dacă ies în natură, atunci îmi văd de treaba mea. Îmi văd de firul ăla de iarbă, îmi văd de pasărea aia de pe copac, îmi văd de... Îmi găsesc eu, nu știu cum să spun, îmi găsesc acel ceva care mă atrage. Care poate fi pus pe hârtie sau poate fi imortalizat într-o fotografie. Că până la urmă, ce-i fotografia? Sau cum rezum fotografia? Se zice că spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Adică dacă ne întoarcem, e tot un cuvânt. E un mod de exprimare, un mod de a vedea lumea, un mod de a descoperi și de a o, nu știu, de a o aduce prin plan. Și atunci prefer această scufundare în altceva decât în grijile cotidiene, care, evident, fac parte din viața fiecăruia, inclusiv a mea. Dialogurile Caiete Silvane online astăzi cu profesorul Mirel Matiaș, blogger din 2012, peste 750 de articole, enorm. Când zici articole, înseamnă 750 de postări. De, articol poate fi, știu eu că o să scriu după masă unul că am fost în emisiunea Dialoguri Caiete Silvane. Dacă scrii 10 rânduri, da, e un zic articol, e o știre, e o așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, sunt peste 750, chiar l-am numărat, defect de matematician. în curând o să fie în câteva luni, probabil, va ajunge la 1.000.000 de vizualizări de pagină, ceea ce iar e foarte mult. Am acolo, ca să păstrez totuși modestia și să rămân cu picioarele pe pământ, am acolo și un clasament. Într-un clasament al bloggerilor sunt undeva 3.400, nu știu cât, deci departe de vârf. Și las clasamentul ăla acolo, chiar dacă mi este la prima vedere defavorabil. Sigur, sunt niște algoritmi care indexează, dar o să zic în 2012-2022, uite, se împlinesc 10 ani, aproximativ 750 de articole, unele mai consistente, altele mai subțiri și aproape 1.000.000 de vizualizări de pagini. Zic că nu e puțin. Zic că nu e puțin. Chiar mă mândresc cu asta. La aproape 50 de ani. Peste câteva zile. Peste câteva zile, da. Întrebare clasică. Cum vă simțiți la 50 de ani? La aproape 50 de ani. Păi, cum să zic, mulțumit că pot să-mi fac meseria, că am un loc de muncă, poate puțin realizată, dar e important să ai un loc de muncă. Așa, pulit cum e învățământul acesta, e locul meu de muncă. Mulțumit că am timp liber,
în care pot să mă dedic lucrurilor care îmi plac mie, fotografie, citit, citesc, am început să citesc mult, că dacă nu te uiți la televizor, trebuie să faci altceva. Citesc mult și atunci cred că sunt mulțumit. Sigur că cu toții am vrea mai mult de atât. Eu mă consider un norocos, și asta o spun de fiecare dată când ies pe teren. Niciodată nu s-a întâmplat să am aparatul de fotografia la mine și să nu încep fotografia, să vin acasă dezamăgit că, domnule, n-am fotografiat nimic astăzi. Nu există. N-a existat. Bun, că au fost niște lucruri senzaționale sau au fost niște chestii banale, dar niciodată n-am venit cu mâna goală, cum se spune. Și mă consider un norocos din punctul ăsta de vedere. Mulțumit pe drumul cunoașterii? Aici ai... M-ați prins un pic, m-ați încolțit un pic, să zic așa. Păi, drumul cunoașterii. E mult de parcurs. E lung drumul acesta. Dar mulțumit că cunosc sau încerc să cunosc sau mă apropiu de cunoaștere. Unde o să ajungem la un moment dat, nu prea știm. De exemplu, acum citesc o carte cu un titlu extrem de frapant și mă tot gândesc. Cum să zici scurtă istoria viitorului? Dar e un titlu bun de carte. E un titlu foarte bun. Un titlu foarte bun. Istoria viitorului. Când zici istoria, automat în mintea mea o atribui cu trecutul. Axa numerelor reale e la stânga lui zero, în trecut. Istoria viitorului. Scurtă istoria viitorului. Deci e mult. De, nu știu dacă e drumul cunoașterii sau, mă rog, drumul ăsta larg al cunoașterii, dacă am luat-o pe drumul cel bun. Probabil că da, probabil că nu știu. Nemulțumiri la 50 de ani? Nemulțumiri? Păi da, sigur că trebuie să fie și nemulțumiri. Nemulțumirile sunt legate eventual de faptul că noi ca și societate, noi ca nație, poate am irosit niște ani. Vreme vrând, ești în tăvălugul ăsta, numită nație, numit societate, numit țară, numit popor. Cred că am ratat niște momente. Și alea ar fi dezamăgirile. Sau nemulțumirile. Nu ar fi nemulțumiri personale. Personale nu-i voie și vă spun de ce. Bunica mea, Dumnezeu să o ierte, imediat se fac 2 ani de când s-a dus, la 86 de ani, obișnuia să spună nepoate. Niciodată nu a fost mai bine ca mu. Și folosesc exact cuvintele dumneai. Așa, apăsate, spuse, ca de la țară. Cum? Cum adică e bine? Când am trecut printr-o criză economică, în anii anterior, când acum e nebunia asta de pandemie, când n-avem timp, când n-avem bani, când n-avem de toate, când tot galop. Cum? Cum să zici că niciodată nu a fost mai bine ca și acum? La care dumneai, și-o întreb, și la care dumneai spune, n-ai cunoscut războiul și n-ai cunoscut foamea. În momentul l-am tăcut. Și am zis, are dreptate. Și repet zilnic, niciodată nu a fost mai bine ca așa cum. Sunt și istorici, precum Adrian Cioroianu, care de curând a repetat această zicere a bunicii noastre și el a afirmat răspicat că România se află în cea mai bună postură din istoria ei. Adrian Cioroianu își argumentează afirmația cu o mulțime de date care țin de istoria noastră și e posibil să aibă dreptate. Și atunci, totuși, în zăpăceala de la noi, în nebunia de la noi, în revărsarea de ură de la noi, cum putem să spunem că România astăzi este în cel mai bun moment al istoriei sale și nu în alte situații? Depinde cu ce compari. Cred că despre asta e vorba. La ce te raportezi? Dacă ne raportăm, vorba bunicii mele, Dumnezeu ajute, la că a trecut un război sau două peste familie și peste așa, că au prins foamete, că a prins colectivizare, că a prins așa mai departe, atunci, da, raportându-te la acea perioadă, acum este bine, acum este un belșugare. Dar acum aruncăm mâncare. Practic facem risipă. Cu toți. Inclusiv eu. Facem risipă de electricitate, de apă, de tot. Ne batem joc de planeta asta. Tare mă tem că așa mulți cum suntem, vreo 7 miliarde sau cât suntem, la un moment dat o să o distrugem cu mâna noastră. Deci nu aveți
nemulțumiri personale? Din cele care pot fi spuse, evident. Nu, nu. Aș putea spune că nu. Dar atunci ce, sunteți un om fericit? Da. E o întrebare foarte grea și eu nu știu ce-i fericirea. Chiar de ultimele cărți pe care le citesc și cred că pot spune autorul Harari, un autor la modă, autor la modă, da, da. Un istoric la modă. Un istoric la modă, așa. Dincolo de părerile care nu mi le însușesc în totalitate, dar are capitole întregi în care vorbește de fericire. Ce este fericirea? Se întreabă și Bertrand Russell, mare logician, într-o carte celebră. Ce este fericirea? Și, nu știu, nu dau seama ce este fericirea. E o stare aceea de moment când te simți împlinit, când te simți realizat. E poate faptul că ai trebuințele de bază sau poate faptul că te entuziasmezi când vezi o gâză pe un fir de iarbă, o banalitate la urma urmei, sau când îți ies câteva versuri sau când îți iese un eseu sau nu știu. Deci sunt ipostaze ale fericirii. Nu știu ce este fericire. Nu știu. Mi-e greu să răspund dacă sunt fericit, dar știu sigur că nu sunt nefericit. Da, e o temă mare, o temă grea, cea a fericirii. Dar poate că o chestiune de viitor ar fi și aceasta, în ce măsură oamenii de astăzi mai înțeleg ce este fericirea așa cum o înțelegeau alți oameni în urmă cu 100 de ani, cu 200 de ani. Și e posibil să se fi stricat lucrurile și din perspectiva asta, iar ceea ce noi astăzi vedem ca un concept, să spunem, filozofic de fericire, astăzi să fie un banal aspect, să spunem, emoțional. Da, cam acolo merge și concluziile lui Harari, că de fapt e biochimie și sentiment. Am, nu știu ce să zic. Dar ne place să simțim din când în când fiorul ăsta a ceea ce credem noi că e fericirea. Să ne întoarcem la fotografie, la un proiect al dumneavoastră Hoinar prin Sălaj și ziceți aici că ați cartografiat fotografic peste 170 de localități din județul Sălaj. Da, săptămâna trecută am pus localitatea numărul 170. Uite, că dacă m-ați întrebat câte localități sunt, n-aș putea să vă răspund, dar am o hartă a județului pe care hașurez zonele în care am fost și din estimările mele sunt undeva la 2-3. Am crezut că o să fie mai scurt proiectul acesta, dar este proiect de timp liber. Este mult mai greu de dus până în capăt și dacă îți dă Dumnezeu sănătate, o să-l duc probabil cândva până în capăt. Dacă ai trecut de 2-3, înseamnă că nu mai e mult, mai e numai 3. Nu? E de multe ori mai glumesc și cu elevii mei și le spun, știți, până când intră iepurile în pădure. Până când, domn profesor? Până la jumătate, că după aia iese. Adică i-am trecut de jumătate și atunci ar fi păcat să-l abandonez. Am crezut că o să-l închei în 7 ani, mi-am propus eu. 7 ani. De ce 7? Păi 7 voi. Dacă le numărăm râuri serioase, voi serioase în Sălaj, 7. Și m-am gândit eu, ce frumos ar fi, sigur că proiectul ar trebui să lase în urma lui niște roade. Deocamdată nu-i numai o pagină de Facebook, destul de accesată, în care sunt o grămadă de galerii, 360 de galerii, 360 de albume fotografice. Se împlinesc 7 ani de când am pornit în 2015, dar nu o să-l pot finaliza, cred că o să mai trebuiască încă 3. Așa că matematic 10 parcă e mai frumos decât 7 și sper să ajung peste tot. Practic ăsta e obiectivul, să ajung în toate localitățile. Am urmărit cu interes nu toate postările dumneavoastră, cu siguranță multe dintre ele. Ce îmi place în mod deosebit este că nu e o simplă cartografiere și iar acolo unde găsiți anumite lucruri care merg dincolo de aparențe, dincolo de simpla ipostază fotografică, încercați să explicați sau să găsiți anumite sensuri la ceea ce ați găsit acolo.
De pildă, aveți acea serie, eu zic, foarte interesantă cu răstignirile, care nu știu să mai fi făcut cineva în ultimii nu știu câți ani. Posta vine mâncând. Adică am ieșit pe teren să fac fotografii. Îmi place să spun să cartografiez. Poate nu-i termenul cel mai potrivit. Să cartografiez localitățile județului Sălaj. Și sigur că nu-mi place să arunc numai niște fotografii. Trebuie să spui ce reprezint. Evident că mă informez, îmi caut niște surse de informare la îndemână, să spun ceva despre localitatea aceea. Ei, și încet, încet am descoperit lucruri care, și asta îmi place foarte mult la județul Sălaj, că parcă este inepuizabil. Parcă tot timpul găsești câte ceva. Lucruri care nu sunt extrem de spectaculoase din punct de vedere, știu eu, științific sau etnografic sau nu știu ce, răstignire, că doar toți trecem pe lângă ele când mergem la țară. Dar dacă te oprești lângă un lemn și vezi pe el niște simboluri, îmi plac foarte mult simbolurile, simbolistica, și speculez uneori, îmi permis să speculez, deodată nu m-a contrazis nimeni, atunci, da, văd altfel lucrurile. E parte din patrimoniul nostru, nu știu, cultural, etnografic, bisericile de lemn, de asemenea, sunt pline de simboluri. Am făcut, zic eu, niște descoperiri, din punctul meu de vedere, fantastice. Adică, dacă în trei biserici de lemn sălăjene, în pictură, există, și acum mă duc în zona mea, matematicii și astronomie, că până la urmă, fac o paranteză, mi-am dat lucrarea de licență din mecanică și astronomie, în domeniul tangențial matematicii, conex matematicii. Dacă în trei biserici de lemn am găsit modele cosmologice, păi cum să nu încerc să vezi despre ce e vorba? Și așa se nasc și poveștile, așa se nasc articolele mai ample, așa se nasc și anumite studii, anumite cercetări. Clopotul din Doba Mare. Păi o să-mi amintesc întotdeauna de acel moment în care cu preotul reformat mergem tot la biserici, că eu am curiozități de astea. Putem măcar tot la biserici. S-a uitat mirea la mine că oare ce vreau. Păi da, e mizerie. Tot se scuză că e mizerie. Și e mizerie pentru că nu e un loc pe care să-l mături întotdeauna. Și sunt porumbei care lasă mizerie. Și așa, sau livieci, sau știu, șobolani, sau șoare, sau în fine. E un loc mai puțin frecventat, chiar și într-o biserică. Și toți preoții se scuză că e mizerie. Zic, nu vă faceți probleme, că nu fotografieze o mizerie, nu asta mă interesează. Ei, și clopotul din Doba Mare, versuri în latină pe el, sau ceea ce am crezut eu că sunt versuri în latină, vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. În primul rând, ripi așa o melodicitate în cuvintele astea. Și îl întreb pe preot, într-o românească mai stâlcită, mă lămurește că, de fapt, e exact ce... exact funcțiile unui clopot. Adică, pe vii chem, vivos voco, pe vii chem, pe morții plâng și fulgerele le frâng. Aia cu fulgerele le frâng e o chestie interesantă și profesori, specialiști de fizică sau alți specialiști ar putea unii să spună că e un sâmbure de adevăr acolo. Adică știm că atunci când e vreme grea, în unele locuri se trag clopotele. Acum se trag clopotele nu neapărat din punct de vedere al cum să spun, funcției lui divine, să zicem așa, bisericească, religioasă. Și cred că se trag pentru că au constatat că dangătele acelor clopote au darul, la un moment dat, să împrăștie nori. E o chestie fizică acolo, o chestie de undă, de, așa mi-o explic eu. E bine, cu un clopot în Sălaj scrie cuvintele astea. Bun. Dacă n-aș urmă acasă și tastez vivo, voco, mortuas, plango, fulgora, frango, mă duce automat la Goethe. Și în momentul ăla am înlemnit. În Sălaj? Da. În Sălaj. Motoul unei poezii Das Glohe de Goethe. Clopotele. Sigur, și el preluate. Și de acolo s-a născut o altă poveste frumoasă. Și așa se nasc poveștile frumoase, din niște nimicuri. Dacă îmi permiteți, vă mai dau un exemplu. În biserica romano-catolică de data aceasta din Șimleu Silvani. Biserica unde a fost, se spune, creștinată Batorii Ișvan, principele Transilvaniei, rege al Poloniei. Deci un monument colosal în istoria zonei.
oricând pot, că vreau să vă clopotele, că de când cu Duba Mare eu vreau să vă clopotele. Am unde pot și unde am acces și nu e foarte riscant și mă lasă cine îmi deschide. Oricunde nu, asta e. Oricând în tur la biserice la clopote, văd o ușă întredeschisă. O dau deoparte și de fapt eram deasupra podului bisericii, deasupra în podul bisericii, cum ar fi. Și îmi sare în ochi pe două grinzi laterale niște cuvinte în limba latină, niște litere scrijelite mari, cât e grinda de mare. Fac fotografii, urmă, îmi merg acasă să mă documentez. Între timp găsesc în biserică o explicație în limba maghiară, parcă este și o traducere în limba română, și realizez că, de fapt, acolo sunt două cronosticoane. Și un eveniment foarte, e un fenomen foarte interesant. La Șimeleu Silvan avem un cronostikon dublu. Ma, ce înseamnă cronosticon? E o frază în latină unde literele care au și funcția de numeral, adică X, L, V, I, C, dacă adun literele din fraza respectivă, îți dă un an. Și în anul ăla se întâmplă ce povestește fraza respectivă. Iar și o chestie fantastică. N-am descoperit-o eu pentru că se știa despre ea, dovadă că apare într-o expunere acolo, poate că meritul meu este că am readus-o în atenție. Și multe, multe alte exemple. Și atunci cum să nu îți placă județul Sălaj și cum să nu fii uimit de fiecare dată când descoperi ceva? Dar, sunteți un caz aparte, tot mai mult sălăjeni pleacă din aceste locuri, județul Sălaj e tot mai pustit, să zic așa, și nu numai județul nostru, firește. Exodul continuă. Oare se va opri? Nu știu ce să spun. Înclin să cred dictonul acela care spune ubi patria, ubi bene. Adică, într-o lumea asta globalizată, sigur, îmi place să spun că sunt român, că țin la neamul acesta, că îmi iubesc, cred eu, mă rog, așa simt, că îmi iubesc țara. Nu mă gândesc deocamdată să plec, dar nu pot să-i condamn pe cei care pleacă. Pentru că au făcut oamenii de-a lungul mileniilor, au plecat dintr-un loc în altul. Așa mi-am descoperit unii pe alții. Dacă, ce se întâmpla dacă nu mergea Magellan și nu-și propunea să găsească nu știu ce drum și a nimerit în altă parte? Deci, ubi patria, ubi bene. Dacă pentru persoana respectivă e mai bine, din nu știu ce puncte de vedere, să meargă în altă parte, e liber să o facă. Asta nu înseamnă că e mai puțin român sau mai puțin patriot, avem diaspora. În schimb, e o mare pierdere pentru țară, căci mă întorc poate de unde ar trebui să pornim, de la învățământ. Statul investește în formarea unor elite care după aceea pleacă și aduc contribuția în altă parte. Până la urmă au făcut americanii asta de când e lumea, nu? O fac și alții. Nu știu de ce n-am încercat să facem și noi. Un subiect asupra căruia probabil va trebui să revenim, cine știe, poate vom avea și o continuare a acestei emisiuni. Nu știu, emisiune, podcast, nici da. Nu știu dacă e podcast. Ce-o fi? Întâlnirile Caiete Silvane, dialogurile Caiete Silvane. Aproape de final, ați adus și cărți, da. Vă rog. Am adus două cărți pe care vreau să vi le fac cadou cu ocazia asta. Mulțumesc. Poate că un alt moment mai potrivit nu ar fi. Sunt două cărți de matematică sau, mă rog, una care poate fi citită bazar matematic, o carte nou apărută. De fapt, reunește articole scrise de mine într-o revistă de matematică. Mă rog. Mulțumesc. Și una mai veche, puțin 2008, editura Silvania, instruire asistată de calculator, o metodă modernă în predarea matematicii. Totuși, ca și profesor, trebuie să spun că, uite, în acești ultimi 2 ani de pandemie ne-au apropiat foarte mult de calculator, pe toți profesorii. Poate eu am avut, fiind mai aproape matematică, informatică, m-am descurcat mai bine, dar i-a obligat pe mulți dintre colegii mei să învețe, să încerce să-și țină orele. Adică partea bună este că nu am înghețat anul școlar. Că n-am făcut foarte bine ce am făcut, asta e, într-adevăr, poate fi tema, o temă următoare de dezbatere.
dacă învățământul online a fost sau n-a fost. E povestea care li se repetă, că profesorii noștri nu sunt pregătiți pentru online. E adevărat? Da și nu. Nu sunt pregătiți pentru online pentru că n-a fost format. Avem o formare clasică, să spunem, da? Și eu și dumneavoastră și toți cei care de lucru într-o facultate în ultimii 20, 30, 40 de ani avem o formare clasică. Orice am face. Da? De când am auzit de calculatoare, poate în facultate, de device-uri, gen telefoane mobile, gen rețele socializare foarte, foarte de curând. Deci, cineva trebuie să mă învețe. S-au făcut câteva cursuri, unele eu am profitat din plin și am prins câteva cursuri și am vrut să mă perfecționez, pentru că e o mare dilemă. Cum să faci matematică când elevii nu sunt fața ta? Și eu trebuie să fac matematică. Oricine ce-ar spune, matematica este disciplina de care elevii noștri dau examen de bacalaureat. Și atunci eu trebuie în continuare să încerc să-i predau, să încerc să-i transmit acele cunoștințe. Mi-am cumpărat o tabletă grafică. E foarte simplu. Adică sunt sau nu sunt pregătiți. Cred că depinde și de fiecare. Poate că, și nu vreau să judec pe nimeni, poate că unii colegi în unele situații au tot sperat că o să revină la școală. Și atunci o săptămână, două de întreruperi, nu o să se vadă. Ei bine, din păcate se vede. Nu suntem pregătiți din punct de vedere al dotărilor din școli. Pentru că dacă în acest moment ai cere că la orice școală din țară să cumperi tablete sau laptopuri sau device-uri pentru toți elevii și toți profesorii, nicio școală nu s-ar putea descurca. Bun, e un subiect asupra căruia poate că vom reveni, un subiect delicat, apropo și de starea învățământului și de alte subiecte. Aproape de final, ce ați mai vrea să spuneți sau ce am uitat să vă întreb sau ce ați dori să transmiteți, să comunicați, vă rog. Îi îndemn pe tineri special să se apropie de domeniul acesta cultural. Și o pot face în multe moduri. În primul rând o pot face citind. Cred că e un exercițiu care ar trebui să nu lipsească. Din păcate e tot mai rar. E tot mai rar. Cărțile sunt din ce în ce mai scumpe. Înțeles că trăim și o criză a hârtiei, ceea ce mereu este incredibil. Este incredibil, da. Acum, recent, am citit că una din revistele prestigioase, National Geographic România, se închide. Ama, de ce se închide? Din lipsa de hârtie, din alte vari motive, nu mai e rentabilă. Până la urmă, e o afacere, trebuie să o spunem deschis. Da, e o scădere dramatică a numărului de abonați la publicații informatică părinte. Asta este cert. Probabil că viitorul va fi online-ul sau PDF-ul sau, știu eu, audiobook-urile sau, știu eu, nu știu ce. Dar, totuși, tinerii trebuie să citească, pentru că numai citind vor putea, la un moment dat, să decidă ei și să nu fie, hai să spunem, manipulați de către alții. După aceea, domeniul ăsta cultural poate fi divers. Dau de multe ori exemplu, Zalău nu are cinematograf, dar au fost evenimente culturale în care s-au adus filme la Zalău. Nu are teatru. Dar uite că un tânăr a reușit să facă ceea ce probabil trebuie să facă altcineva, încearcă să strângă tinerii la teatru. Deci nu avem reviste de cultură. Cum să nu avem reviste de cultură? Avem. Nu avem întâlniri literare. Ba avem. Și așa mai departe. Deci, probabil că trebuie să se întâmple ceva și cred cu tărie că rolul unui profesor este dincolo de a-și face meseria, este și un ar trebui să fie un promotor cultural. Da? Aici, nu știu câți dintre colegii mei mai au timp, că au scuza, că poate nu au timp. Hai să încerc să vă fac o surpriză. Vă rog. O poezie. O citesc eu. Dacă doriți. E a dumneavoastră? Da. Nu-mi permis. Stați un pic. Dacă am zis că fotografiile le fac eu, da. Noi venim cu poezii luate din altă parte. Eu sunt mai degrabă un bulgăre de humă decât o sferă șlefuită în care să poți privi viitorul. Eu sunt mai degrabă o elipsă decât un cerc
căci am două focare în loc de un singur centru. Eu sunt o linie frântă de gânduri ce mă apasă. Eu sunt un poliedru cu mii de fețe, căci fiecare colț de gând ascunde o taină nerostită. Eu sunt un copil uitat în timp, legat de lanțurile neputințelor mele, pendulând între un ieri și un mâine. Eu sunt și mi-este de ajuns să-ți mulțumesc ție, Doamne. Surprinzător. Acest poem scris de Mirel Matiaș și pe care cred că îl citesc în premieră. Da. Deci în spațiu public. Da. Cu siguranță, da. Și îl dedic emisiunii Dialoguri Caiete Silvane și vă doresc mult succes. Și o să vi-l public în revista Caiete Silvane. Mulțumesc frumos. Dacă acceptați. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim și vouă pentru atenție. Numai bine.